Salutare și bine ați revenit la un nou clip despre cumpărături săptămânale. Pentru că aveam nevoie de câteva chestii, am fost până la Lidl și am luat un castravete Fabio. Am luat și castraveți cornișon. Nu-i mai are de câteva săptămâni, nu i-am mai găsit la Lidl. Am luat din altă parte cu 6 lei săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni. Am luat mandarine. I-a plăcut Rebecca și îmi plac și mie. Am luat 2 grefe roșii. Am luat 1 kg de ceapă roșie. Am mâncat deja cu ciorbă. Am luat o conservă de roșii întregi. Eu le pun așa, le toc și le pun. Mi este ușor. Un amestec de legume mexicane la 450 de grame. Iar nu am găsit porumb la conservă, pentru că mie îmi place să am în frigider, în congelator de fapt. Am păstăi galbene, păstăi verzi, am ardei pus peste iarnă și atunci nu mai trebuie decât morcov și porumb. Morcovul oricum îl găsesc în tot timpul anului la preț ok. Mi-a trebuit conserva de porumb, dar nu am găsit. Așa că am luat un amestec ca să facem mâine cu pește. Am luat 2 kg de făină albă, 650 de zero ca să zic așa. Mie îmi place și aceasta. Și am luat și una cu 3 de 0 la 1 kg. Nu mai aveam deloc. Și am zis să iau să am, pentru că vreau să fac și cozonac, vreau să fac și niște clătite. Un pahar de iaurt grecesc de 400 de grame cu 10% grăsime. Este clasicul pe care îl iau de la Lidl. O smântână cu 20% grăsime. Tot la 400 de grame, dar nu știu cum reușesc, că și data trecută am spart folia asta de deasupra. Le pun amestecate, mă grăbesc la casă, nu știu. Și o cutie de beticioare de urechi, că nu mai aveam, practic pentru asta și pentru pâine m-am dus la Lidl. O pâine de pâine albă cu cartofi la 500 de grame. Cereale. Acestea îmi plac mie. Dacă și stau. Un litru de lapte cu 3,5% grăsime și cereale cu miere. Acestea sunt prefratele de becăni. Am mai luat un săpun lichid la 500 de mililitri. Am înțeles că este ediție de Crăciun acum și este limitată. Aveau 3 sortimente, însă acesta miroase ne-a plăcut cel mai mult dintre toate. Și o lichie Graham de 900 de grame. În clipul trecut de la Lidl am luat normală, lipie normală cu din făină albă, însă mie îmi place și asta Graham. O folosește soțul pentru pachet, pentru sandwich-urile de la pachet. A doua parte de cumpărături le-am făcut vineri, 13 noiembrie. Și am luat așa. Am luat un salam Victoria. De obicei l-am feliat, însă acesta era la ofertă săptămâna aceasta și cred că este aceeași compoziție, același produs, doar că nu este feliat. Am luat un dovlecel, că vreau să fac niște legume cu dovlecel, cu păstăi, cu ardei, cu pui ceva la tigaie. Am luat creveți, o pungă de 500 de grame. Vreau să-i fac cu vin, cu unt și cu legume și ca și garnitură niște orez. Am făcut o dată și ne-a plăcut. O salată. Salată normală, banane, am luat mai multe pentru că o să duc și bunicii mele, pentru pisică, trebuie să hrănim pisica morțișor de jos, am luat 3, erau 1,50 și mi s-a părut convenabil, în altă parte l-am văzut cu 2,50 lei, un pahar de iaurt grecesc de 10% grăsime, cu 10% grăsime de 400 de grame, la fel smântâna tot 400 de grame cu 20% grăsime. Pentru că este sezonul și pentru că îmi plac destul de mult și le și folosim, sunt chibrituri cu băț lung pentru cuptor.
Da, și în fiecare an, în această perioadă, apar acestea cu diferite peisaje. Mă oglindesc și eu. Am luat 1 kg de făină pentru cozonac, pentru că m-am gândit eu că aș vrea să fac cozonac în weekend, însă m-am răzgândit, încă nu știu, dar am luat-o să fie. Dacă nu o folosesc acum, o să o folosesc de Crăciun. Am mai luat 2 borcane de gem cu piersici de la cămara noastră. Au 370 de grame fiecare. Apoi am luat cu cardul Lidl Plus napolitane cu vanilie și cu cremă de alune. La fel asta o să le duc. Nu o să le păstrez pe toate, o să le duc. Le împart cumva. O înghețată cu nuci. Noi consumăm înghețată în orice sezon, iar acum oricum prea au foarte multe sortimente și nouă ne place aceasta, să o avem în congelator. Un unt de 250 de grame, 82% grăsime, marca Pilos. Apoi m-au avut la ofertă săptămâna aceasta biscuiții aceștia. Am luat așa biscuiți cu cremă de cacao și biscuiți cu cremă de lămâie. Au, ce gramaj au? Au 216 grame, sunt cu 3 biscuiți, 2 rânduri de cremă. Apoi, am mai luat cartofi albi, noi folosim la cartofi prăjiți, cartofi la cuptor, cartofi fierți pentru salată cu ton și salată. Apoi, mere, am luat decât 4 pentru că mai avem. O ciocolată cu alune întregi, marca Finchier de la Lidl. O vopsea pentru mine pentru că vreau să schimb ceva. Am tot zis că mă duc să mă tund, n-am avut ocazie, n-am avut când și am rămas netunsă, să vedem mai târziu. Acum vreau să mă vopsesc. Și am mai luat un chec cu aromă de vanilie, tot cu Lidl Plus, este la ofertă săptămâna aceasta, tot așa pentru bunica mea. Și un cubuleț de drojdie pentru cozonac. În principiu, eu pe aceasta o folosesc de la Lidl. Chiar dacă nu fac cozonac acum, o țin în frigider și o folosesc la turte, la lipii, la alte chestii. Nu uitați, dacă v-au plăcut cumpărăturile, să dați un like și să vă abonați. La revedere!